35 de ani, Alex 30, au mai scăzut, au întinerit. Peisaj montan, vârfuri stâncoase și brazi, în zare. Alex și Sabina sunt așezați unul lângă altul, într-un telescaun suspendat de un cablu ce se apropie încet dinspre spatele scenei către public. El privește în zare și spre hăurile de dedesubt, ea speriată stă cu ochii viși, cât se poate de strâns, și se ține bine cu mâinile de bara metalică de protecție ce se găsește în fața telescaunului. Sunt îmbrăcați de munte, el are rucsac în spate. Sabina îi atârnă de gât căștile unui Walkman. E minunat! Nu vrei să te uiți măcar puțin? Nu! Telescaunul trece de un stâlp de susținere și, în urcare fiind, încetinește și se oprește brusc la înălțime. Am ajuns? Ar trebui să deschizi o clipă ochii, o să-ți placă! O să mă uit după ce coborâm, când o să simt pământul sub picioare. De ce ne-am oprit? E o plană de curent, cred. Nu, nu, nu trebuia să mă urc în porcăria asta! Așa îmi trebuie dacă mă iau după tine! Se mai vede cineva în față, în spate? Nu, draga mea, suntem singuri. Vrei să-mi propui ceva? Da, să te arunci în cap dacă nu ești în stare să taci. Tu m-ai întrebat. Sabina e anxioasă și stresată. Își pune căștile pe urechi, ascultă muzică. Alex privește încântat peisajul, inspiră adânc. Trec așa un minut sau două. Vântul se intensifică, iar telescaunul se mișcă ușor. Hai mai, Alex, ți-am zis să mergem pe jos. Te gândești numai la tine uneori. Ai impresia că, am impresia că faci chestiile astea așa, intenționat, doar ca să mă enervezi. Liniștește-te. Din clipă în clipă o să revină curentul. Până atunci hai să ne jucăm. Uite, ai vreo idee? Sau îmi pot spune oricând ceva ce nu știu despre tine? Aveți toți mania asta. Spune-mi ceva ce n-ai spus nimănui. Unul din secretele tale teribile, te rog. Dar de ce? Cine ești tu? Cine sunt? Dacă ți-aș da eu acum o scrisoare închisă și ți-aș spune să o arzi după ce mor și s-ar rupe cablul ăsta cu noi și ai scăpat doar tu și scrisoarea, ai arde-o sau ai citit-o? Așa arde-o! Ha. Apoi. Adevărul e că îmi vine greu să țin un secret, pentru că... Nu ți-am cerut să ții unul. Nu are rost să-mi explici de ce nu poți. Te-am supărat? Simt o tensiune. Păi te miră? Suntem la 2000 de metri suspendați de un fir. Îmi pare rău, nu știu ce am. Bună dimineața! Cineva a ales să nu mai visteze. Nu e magnific? Asta nu înseamnă că merită să stăm agățați aici ca niște haine la uscat. Știi că am rău de înălțime. Aș fi preferat să merg pe jos, atunci sigur nu mi se lua curentul. Dar ne-ar fi la toată noaptea. E un traseu de 8 ore. Pe când aici stăm confortabil unul lângă altul. Și nu poți fugi nicăieri de mine. Da, m-ai prins. Acum mă poți plictisi cu jocurile tale despre secrete și cu obsesiile tale poetice. Dar chiar nu te-a pus să-mi reciți ceva din coșbuc? Sunt convinsă că priveliștea te inspiră. Știam că îți place peisajul, că e în tine o formă de romantism, dar doar te-am cucerit cu un poem, nu? Nu-ți amintești? Eu, cum aș putea uita? Cred că sunt prima fată din lume care s-a lăsat cucerită de o poezie a lui Brumar. Dar să știi că ai recitat frumos și erai așa emoționat. Am dat tot ce am putut. Abia te despărțise de Florin și nu puteam rata șansa. Nu l-am suportat niciodată pe Florin ăsta al tău. Nu știu ce-ai văzut la el. E atât de încrezut, nici măcar bancul nu știe să spună. Ba, bine că știi tu să spui bancul. Dacă vrei, zic eu unul. Te rog. M-am curtat cu Florin. Știu asta. Trebuie să râd? Te-am întrebat eu vreodată ce ai făcut înainte să fim împreună? Crezi că mă interesează? Nu, nu, dragă. Cunoaștem toți cât ești de indiferent. Eu nu mă refeream la vremurile dinainte de a fi împreună. Ca și cum te-aș crede. Dacă te-ai fi înțeles cu Florin, ai fi rămas cu el. Nu spuneai tu că preferi patul, iar el te exaspera cu diversitatea, cu ineditul? Și ca să fiu rău, sunt sigur că l-ai plictisit. Nu băga mâna în foc. Ce joc e ăsta? Parcă îți plăceau jocurile.
Și secrete? Vrei să spui că e adevărat? Ar avea vreo importanță pentru tine? Bineînțeles că are, dar ce te apucă? Cum așa? Nu ești tu domnul nepăsător? Tot timpul mai bun ca oricine și pe care nu le afectează nimic? Nu ziceai că toate se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple și că tu nu pui la suflet? Despre care de altfel spuneai că nu-l ai. Că l-ai pierdut când s-a despărțit Alina de tine. Nu vorbi așa, ce ai? Ce să am? M-am prins în sfârșit că nu sunt pentru tine atât de importantă ca ea. Așa că dacă fi în situație, am simțit nevoia să mă întorc la Florin. Pentru că cu el nu trebuie să fiu atentă tot timpul. Sau să-mi fac griji că poate nu mă ridic la nivelul Alinei. Pe care, apropo, a avut-o și el. Când sfânta de ea era cu tine. Asta e o minciună și e o mizerie. Tu, oh, tu visezi frumos și eu te trezesc. Iartă-mă. Eu sunt sigură că știi mai bine decât el ce s-a întâmplat în cortul pe care l-au împărțit amândoi pe plaur în tabăra de fort din delta Dunării. Nu, că el nu s-a culcat cu ea. Mi s-a părut. Alina și-a dorit foarte mult să meargă în tabăra aia. Nu e vina ei că mama s-a îmbolnăvit tocmai atunci și că a trebuit să rămân cu ea în spital. Da, și ar fi fost păcat să rămână acasă. Cum să te ajute să faci supă, compot pentru mama ta, să stea lângă ea după operație și să rateze distracția? Sunt convinsă însă că s-a gândit la tine. Mi-a spus înainte să plece că vor dormi în același cort. Știu că nu s-a întâmplat nimic. Doamne, Alex, câți ani ai? 3? Dar nu mai e important acum, nu? Ce mai contează dacă s-a întâmplat? Nici nu vreau să mă gândesc. Cu toate că mi-e destul de greu să-mi scot imaginea asta. Ești extraordinar, fantastic! Eu îți spun că m-am culcat cu Florin și pe tine te doare că Alina nu ți-a fost fidelă. Nu e vorba, normal că mă afectează ambele chestii, dar de la Alina nu mă așteptam să... Nu te așteptai, nu? Tocmai ea, imaculata. Eu, în schimb, nicio surpriză, curva cartierului. N-am vrut să spun asta, mă... Îmi pare rău că a sunat așa, mă simt de parcă și personajul principal dintr-un film foarte prost, ăla care nu-și dă seama de ce se întâmplă în jurul lui. Păi chiar ești prost. Ești un prost care trăiește cu ochii închiși. Parcă ți-e frică să mai vezi ceva, să mai trăiești ceva. Câteodată căcaturile astea te fac să ții ochii închiși. Sau măcar alții să țină, să aibă ochii închiși. De ce răscolești, mă, nu? Nu e momentul să vorbim despre Alina. Niciodată n-a fost. Și aprinde o țigară, ton relaxat, amar și lucid. Eu am sperat că despărțirea de ea poate fi întâlnirea cu tine. Că te vei regăsi, că vei porni niște motoare, că vei pricepe ceva din toată suferința asta, că îți va trece cu timpul, că vei obosi să-i oferi confirmări pe care ea nu ți le-a întors niciodată. Și în loc să-i fii recunoscător că te-a părăsit, tu ce faci? Te gândești la ea în fiecare zi. Probabil și când facem dragoste te gândești, nu? Înțeleg că ai asimilat-o, că aveai un ritm, că gravitai în jurul ei, dar cât vrei să trăiești în felul ăsta? Mi-e greu să te văd așa orb. Ești orb, orb, o iubești ca un vițel. O venerezi de parcă ar fi nu știu ce icoană, iar ei nu-i pasă. N-a interesat-o niciodată. Altfel ar fi fost cu tine și ar fi trăit. Ea și-a trăit viața, s-a măritat, are 3 copii. Iar tu stai acum, aștepți momentul în care ți se va întoarce iubirea vieții. De ce ai refuz pe cei cărora le e drag de tine? Revino-ți dracul! Să nu crezi nicio clipă că nu țin la tine. Doar că uneori îmi fuge gândul spre trecut sau spre ce ar fi putut să fie. Tot facem asta și eu nu mai pot să mă ascund. Povestea asta cu Alina mi-a dat puterea să nu mai mint. Să nu mă mai mint nici măcar pe mine. Mi se pare că stai acolo cu o rană care e vindecată de mult. Ieri stinge. Nu e așa simplu. Dar cum e? Știu că eu sunt obositoare când nu înțeleg ceva și îmi pasă. Prima dată, când îți eliberezi sentimentele, când le lași să iasă la suprafață, e greu să le controlezi. Degeaba sunt retragerea, nu te ascultă și rana aia de care ziceai nu se vindecă. Dar
că tot scobești și o scobești și o scobești cu o lamă. Când te îndrăgostești la început, te atrage partea de sex opus din tine. Celălalt nu e decât o oglindă în care te observi, fără să-ți dai seama. Abia după ce ai cunoscut, în întregime partea din tine pe care celălalt o reflectă, poți să mergi mai departe, dar abia după. Ea a plecat înainte ca eu să cunosc partea Alina din mine. Și am rămas cu acel gol pe care nu mai știu, nu am mai știut să-l umplu. Nu e vorba deci de marile egalități, unica, inegalabilă. Nu. Nici nu cred că există o persoană care să-ți fie predestinată. Semănăm prea tare între noi ca să nu ne putem înlocui. Ca să nu putem înlocui ceva sau pe cineva. Îmi trebuia doar timp cu Alina și nu l-am avut, asta e tragedia. Știu că sunt norocos, că sunt însoțit acum de cineva perfect pentru mine, dar asta nu acoperă acea cunoaștere și nostalgie. Pentru o clipă chiar te-am crezut. M-am simțit chiar ușurată. Iată, nu iubește. L-am urât degeaba în tot acest timp. Ură? Ai auzit bine? Mă urăști? Înțeleg frustrările, nemulțumirile, dar ură? Chiar poți să mă urăști? Imobilitatea resentimentelor e mai puternică decât imobilitatea sentimentelor. De ce n-am vorbit niciodată despre asta? Pentru că așa fac oamenii. Conversează despre verzi și uscate, dar nu despre ce e în ei. Deodată te interesează cum te vezi în oglinda, Sabina? S-a întâmplat ceva? Văd că s-a scurcircuitat dialogul. A rămas fără curent conversația noastră și telescaunul. Alina cred că știu de ce a plecat. A fost destul de explicită. Nu înțeleg de ce a stat cu mine. Nu te-a văzut niciodată în viitor. Singurătatea o speria. A stat cu tine așteptând ceva mai bun. De curiozitate. Ce ți-a zis când te-a părăsit? Hai să ne despărțim, uite ce nefericită fac. O apucați de generozitate. Iar voi vă îndrăgostiți mereu de altele. O greșeală, chiar involuntară, tot greșeală rămâne. E ridicol să te plângi. Aici se face diferența între pulitrici înfrânți și oameni. Nu-ți poți irosi viața căutând răspuns la cea mai stupidă întrebare, de ce a plecat? Sau poți? Te întreb mereu cum ar fi fost. Mai ștergi câte ori, da? Ok, dar tu, cum de ești aici dacă mă urăști? Doar nu-ți închipui că suntem restricționați la un singur sentiment de persoană. Și apoi, din flacără poți gusta numai direct. Eu cred că suntem limitați. Nu ai cum să trăiești două stări în același timp. Fie e iubire adevărată și ura parapar, fie invers. Contrariile nu te lasă să jonglezi cum vrei cu ele. Ai zis chestia asta cu ura doar ca să mă surprinzi. Vrei să te surprinzi? Dacă ți-aș spune că sunt însărcinată. Ești? Poate că sunt geme. Aș fi și uimit. Nu și sunt geme. Nu sunt geme, că i-am văzut la ecograf. L-am văzut la ecograf. Eu vreau să fac 3 copii. Deodată? Nu. Cu același tata? Apropo, cine-i tata? Credeam cândva că ar fi o veste bună pentru tine. Adică a fost. De ce? Florin a zis că pentru el nu e nicio problemă, dar acceptă să-l crească. Și atunci? Nu voiam să păstrez nicio legătură cu tine. Te urăsc, ai uitat? Știi? Îl visez uneori. Vine de la școală și ne punem la masă eu, el și bunica. Noi două avem în față tot felul de bunătăți, dar în dreptul lui masa e goală și privirea îi e obosită, resemnată.
Iar bunica zice, dă-i mă și copilului Oluia să mănânce. Și mă trezesc foarte tristă. Și știi cu ce-i tristăți? E adevărat. Nu-mi plac hăurile. Își pune căștile, își așează coatele pe balustradă, cu antebrațele îndreptate unul spre celălalt și palmele suprapuse peste care își rezemă fruntea. Își mișcă umerii în ritmul muzicii date la maxim, care se aude în surdină și în afara căștilor. Sabina fredonează uneori cu glas tare un crâmpei de refren. Alex. Excursia asta a fost un eșec necesar. Ocupă pe crește, își scoate rucsacul și îl pune pe un colț al scaunului, își desprinde picioarele din cingile de protecție, le ridică pe scaun, le trece peste balustrada laterală, în partea opusă celei din care se află Sabina și se aruncă în gol. Sabina simte că telescaunul s-a mișcat. Vorbește fără să-și ridice capul și mai tare decât normal, așa cum vorbești când asculți muzică în căști. Am pornit? Nu e chiar atât de rău. Dacă nu se întâmpla pana aia de curent, ar fi fost și mai bine. Dar ideea ta cu jocurile a fost super mișto. Fără aiurelile astea cu aventuri și copii, ar fi trecut greu timpul. Și mi s-ar fi făcut frică. M-am răzbunat puțin, pentru că n-ai vrut să mergem pe jos. Dar nu e supărat, nu-i așa? Ei, și dacă ești... Știm noi cum se împacă oamenii. Mă voi revanșa la cabană? Toată noaptea. Am pornit, nu-i așa?